Miercuri, 11 martie 2020, am plăcerea să mă aflu din nou în crescătoria unui mare campion columbofil al județului Prahova, al Munteniei și al României. Este vorba despre domnul Cătălin Istudor, pe care îl salut. Să trăiți. Vă salut, domnul Cătălin, ce faceți? Uitați o fugă pe acasica. Și eu la fel am venit, tot așa o fugă pe la tine. Nu prea te-am prins pregătit. Nu sunt. Te-am luat pe contrapied așa, dar am zis că dacă tot am venit până aici în zonă, Cătălin, să-mi permit să mai filmăm puțin într-unul din compartimentele tale, de fapt singurul, nu? Singurul compartiment de matcă. Compartimentul tău de matcă. Văd că deja ai puișor la ei, nu? Da, au început să scoată azi pui. Da. Aici am un porumbel care l-am introdus anul ăsta la matcă. Asta știu, că ai introdus câteva bucăți excelente la matcă. Câțiva dintre... Care au câștigat la nivel de județ, de provincie și național, locul 6. Ce ne zici despre el? Spune câteva cuvinte, serie. 7-8-0-0-2. Cele mai bune rezultate, Cătălin, la... La viteză de mi-fond, la categoria H și la speed. Are tot ce înseamnă, de la 100 până la 500, a jucat foarte bine. Ai mai reprodus din el până acum? Nu, nu ăsta am scos. L-am băgat la reproducție, că pot să opresc și porumbei. Și ce-i da? Ce femeie are acum? Are o mamă la 13, îi spun eu, la un mascul, care și el a câștigat la rândul lui 10 cupe la nivel de județ și de provincie. Tot locul 1, categoria H, și sper să scoată niște pui foarte buni. Sunt convins, la ochiul tău și la mâna ta n-are cum să iasă altfel. Aici este porumbelul cel la doilea care l-am introdus și anul ăsta la matcă. Așa. 878-0013. Este fiul din campionul meu și el la rândul lui a ajuns locul 4 național. Super. A câștigat 2 cupe la nivel de provincie și 10 la nivel de județ. Iauzi. Și este împerecheat cu o nepoată din campion, care și ea este locul 1 general maturi, locul 6 național, locul 1 palmares pe 2 ani și pe provincie și pe județ, și bravo, locul 1 pe 3 ani și pe provincie și pe județ. Bravo ție, frumos! Sper să facă niște faze frumoase. Am introdus câțiva porumbei. De mare calitate este? De mare calitate, da. Sper. Ce mai e pe aici, Cătălin? Acolo deasupra este tatăl campionului. Da. Care el e campion la rândul lui, locul 1 palmares pe 2 ani, locul 1 matur și locul 1 lot olimpic. Ia uzi. Numai de ăștia grei ai pe aici, nu? Da, sunt o parte din porumbei care de suflet ai lui. De suflet, așa este, da. Și care a și reprodus foarte bine porumbelul, cu mai multe femele, el... S-a reprodus, da, de maximă calitate, da. Foarte, dar acum vreau să nu mai vând nimic, eu vreau să scot la zbor, deci toți pui care scot anul ăsta vreau să-i zbor. Da. Personal în campionat și îi duci pe columbodrome sau nu? Duc și pe columbodrome, am un columbodrom lângă noi aici, sperăm să duc măcar o echipă, dacă nu două. La Imperial, nu? Da. La domnul Nicu acolo, la Chirovocea, da, bravo. Du-te și ai banii, să știi, pentru că e și păcat aici, are toate condițiile dânsul. Am fost și noi, am filmat pe acolo. Un columbodrom bun, de calitate, cu o poziție foarte bună, o rută de zbor. Mai vă sfătuiți acolo, nu? Cum să nu. Aici prezint un Euro cu Sprint. Da. Un columbel foarte bun care a reprodus la mine. S-a reprodus bine, nu? Da. Frumos. Te sună lumea în continuu. Da. Super. Văd că sunt liniștiți, e ok. Da, porumbe. 10 minute. Porumbe arată bine. Da. Bun, să cum se poate vedea. Un alt fiu de campion și frate cu 2 olimpici și mamă s-a scos 2 olimpici la rând 2 de la domnul Cărciunescu. Da. Și tatăsul este campionul meu și el e frate și de mamă și de tată cu porumbei foarte buni. Sper să și reproducă foarte bine. Am scos anul trecut din el câțiva pui și i-am pe toți. Ei pe toți, nu? Da. Au mișcat calma. Aici alături, Cătălin? Acolo Janssen 100% de la Cosmin Oteanu, care și el la rândul lui a reprodus foarte bine. Am avut un porumbel locul 1 la categoria de mifon palmares pe 2 ani și pe 3 ani. Bun. Cu făcut cu o fică din campionul meu. Da. Acum de cât i-am schimbat femeia, o altă fică. A fost cu altă. Da, să vezi dacă îți reproduce la fel de bine, nu? Da. Și aici, în boxa asta, acolo este tatăl la locul 1 la Gold, care am luat 100 de milioane. Fiu tot din campionul meu. Da. Ce i-ai dat anul ăsta? Anul ăsta i-am dat o femeie de la domnul Crăciunescu,
o fică de olimpic. Da. Te învârți mai printre olimpici, printre... N-avem ce face decât de acolo campion național, este? Să ajung la olimpiadă. Frumos, Cătălin, bravo, mă bucur. Mă bucur, îți promit că în perioada următoare, când o să înceapă și concursele și tu o să fii puțin mai detașat, mai leger, așa mai destin, mai o să venim să filmăm personal și campionii tăi, păsări de mare valoare, pe care îl mai cunoaște, dar o să-i mediatizăm și mai mult. Până atunci îți spunem felicitări, încă o dată. Vă mulțumesc și baftă mult în continuare. Doamne ajută să trăiți. Toate cele bune, Cătălin. Sănătate. Trăiți.